Salut, prieteni! Mulți din voi mă contactează și îmi spun că totul e bine, dar nu putem face în acest moment nimic, pentru că suntem toți în casă, suntem în carantină și chiar dacă vrem să facem ceva, nu putem ieși nici în stradă, nu putem nici să protestăm, nici să ne ducem nicăieri. Eu cred că nu este chiar așa. Noi, oricum, putem să ne organizăm și putem să protestăm chiar dacă suntem în casă. Tehnologiile moderne ne permit acest lucru și prin tehnologii moderne putem să trimitem vocea noastră chiar dacă suntem în casă și să arătăm că suntem o societate, suntem oameni și protestăm împotriva măgăriilor pe care le face președintele Dodon și guvernul Chicu. Omul a lansat o provocare pe internet, un fel de flash mob protest online și oamenii au reacționat foarte bine, curajos, cu păreri critice la adresa lui Dodon și guvernul Chicu. Să-i ascultăm. Bună ziua la toată lumea. Vreau să spun și eu vreo trei vorbe. Jos mizeria socialistă, jos Dodon. Chiar și femei. Bună ziua la toți. Nu am președinte, niciun președinte de țară, nu am mai făcut gropi pentru a-și îngropa poporul fiind încă vii. Este o mizerie, dar nu președinte. Jos mizeria, jos Dodon, cer demiterea lui Dodon. Dodon și Chicu, ce ați făcut voi din Republica Moldova? Ce ați putut face voi din Republica Moldova? Cum a ajuns să fie Republica Moldova? Suntem un stat care exportă oameni. Noi suntem un stat care se ocupă numai de contrabandă. Noi nu mai putem numi stat. Jos, Chicu, jos, Dodon. Bună ziua pentru toți cetățenii a Republicii Moldova. Noi nu mai putem răbda dezmețul guvernării. Cerem demisia lui Dodon și guvernului Chicu. Jos, Dodon! Здравствуйте, я тоже против Додона, против его политики, считаю это неправильным, требую его отставки. Жос Додон! Молодец! Am văzut destul de bine atârnarea lor față de diaspora, am văzut foarte bine atârnarea lor față de parlament, față de partidele de opoziție, știu că mulți din voi ați urmărit ieri secvențele din parlament. Am văzut destul de bine atârnarea lor față de poporul Republicii Moldova. Am văzut destul de bine că tovarășul Dodon este un trădător și asta se demonstrează chiar prin declarațiile lui făcute de el însuși la întrevederile cu Plahotniuc, cu prietenul lui, care l-a filmat și l-a pus în rețea. Am văzut destul de bine că vrea să dezbine poporul Moldovei și în acest mod să guverneze. Am văzut de bine că tovarășul Chicu se supune numai lui. Dintr-o republică parlamentară, republica noastră a devenit o republică a lui Dodon capturată, din care cauză vă invit să cerem expres demiterea președintelui Dodon, adică așa zisului președinte Dodon, precum a guvernului Chicu, fiindcă sunt trădători de patrie și acum în Moldova fac tot ce vor. Cerem expres demiterea guvernului Chicu și a președintelui Dodon ca trădători de țară și hoți și tâlhari. Nu mai vrem așa conducători. Vă rog să aderați la acest protest online, făcând un video mesaj pe care să-l puneți ca comentariu la această inițiativă. Faceți un video, îl atacați ca comentariu. În acest video vă expuneți părerea voastră și cereți expres demiterea guvernului și a președintelui Dodon. Cei care au frică să-și arate fața online, vă rog să vă puneți măști medicale la față, în așa mod să vă ascundeți fața ca să nu aveți probleme dacă sunteți în țară, că noi știm de ce sunt capabili acești domni, mai bine zis tovarăș, care pentru a intimida populația și-a permis chiar să scoată și armata în orașe și sate.
Vă rog să aderați la această inițiativă și să arătăm lui Dodon că chiar dacă suntem departe sau aproape, noi suntem o forță pe care el nu o poate conduce. Cerem demisia guvernului și demisia lui Dodon în așa mod până la momentul până când ne vom putea pleca acasă și vom putea protesta în fața președinției și a Parlamentului. Cerem expres demisia. Vă rog să aderați la acest protest ca să-l putem trimite la acești guvernanți și să-i scoatem din echilibrul lor. Eu protestez și vă rog să protestați și voi. Cerem demiterea lui Dodon și guvernului lui.